Și stau tarule Shifty Gaming Robo salută și bine v-am găsit la episod de San Andreas Multiplayer. Ziceți, a apelat și cerere. Ce-ți alături? Nu. Salut. Comanda aceea deschide un fel de kill log. Slash până rezolvat o zi bună. Hai tipule, mai vrei mașină, că mi-e să vrei mașină. Și salutare lume, Shifty Gaming Robo, salută și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Vedeți stuff, chestii pe aici. Da, după cum ați observat, am luat admin, cei mai mulți dintre voi știu că am luat admin. Și da, băi, putem filma, dar nu pot folosi unele comenzi atunci când filmez, pentru că nu pot să vi le arăt din motive confidențiale ale staff-ului Bizon. Și salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou episod. Băi, am luat admin 3, mâncați-a și după cum ați văzut și în titlul de mai devreme. Și așa, suntem oficiali admin 3. Ziceți, salut prieteni, oficiali suntem la helperi. Suntem manager helper, sunt foarte, foarte fericit. Ați văzut și mai devreme ce a spus în statistică Cobo și a spus și cum am primit funcția. Sunt foarte fericit, avem acces la comanda make helper. Ne putem da helper, suntem oficial helperi. Doamne, oficial helper, oficial manager la helper, sunt foarte fericit. Swift, vedem, putem să ne facem, spune și noi helper, să facem N-uri pentru helperi. Sunt foarte, 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 foarte fericit acum că am luat, avem acces la mai multe comenzi, Gotocard, din câte știu eu, și mai multe alte comenzi de genul. Avem aici și logul de teleportări. Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod. Suntem pe serverul nostru rpg3.bizon.ro. Te-ai logat ca admin nivel 4. Salutare, n-am avut timp să fac nimic. Sal, am luat admin 4. Băi, în sfârșit astăzi dimineață. Ziceți salut. Ziceți salut. Și că n-avem, wow. Mersi. Wow. Am luat admin 4 astăzi, băi, am intrat pe server, acum habar n-am, acum ce să facem, absolut n-am nimic, nicio idee ce să facem, am luat admin 4 în urma unei statistici, la admin 4, poate vă întrebați ce înseamnă admin 4, admin 4 înseamnă că am acces la toate comenzile, toate, toate comenzile, pot edita la orice cont prin comanda set stat, da, trebuie să bag o parolă la admin 4 ca să pot să le folosesc, pot face, mersi. Toți admini să fie unul, pentru că cei care cred că sunt un pic curist, așa am făcut la toți admini să fie unul adevăr. Hidden Agency este 8. Make, leader, Swift, brother, 8. Ok, salutare. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer, în care o să discutăm chiar acum. Filmez. De ce am luat eu down la admin? Nu vreau acum să critic pe nimeni, niciun admin superior, nu vreau absolut nimic. Vreau doar să discutăm, vă spun exact de ce am luat down și exact ceea ce cred eu. O să trec direct la subiect pentru că nu, efectiv sunt foarte, foarte nervos. Partea 1. Deci am fost, m-a luat ieri Daniel, mi-a dat get here și secunda care mi-a dat get here mi-a dat admin 3 fără niciun advertisment, fără nicio problemă. Deci fără, aici mi-a dat get here parcă. Și mi-a terminat fără nici o problemă. Deci nu ne-a interesat nimic, admin down, nu meriți, nu știu ce, bun. Anyway, am fost acuzat așa, că mă comport superior față de lideri și față de ceilalți admini. Am fost acuzat în felul următor. Un admin, nu spun cine, s-a pus recon Alandala pe un jucător. Deci Alandala pe el, s-a pus recon pe un jucător Alandala. Normal, nu ai voie să faci așa ceva, că na, este... Salutare, băi, prieteni, ce să vă mai zic?
Ce să vă mai zic, acum sunt cu Daniel pe Skype. Daniel s-a dus puțin că e un pic AFK. Ce să mai iau, uite puțin. Deci am intrat pe joc, mi-a zis Daniel că mi-a făcut cineva PM, ceva de genul. Și ia uite, admin level 4. Din nou admin 4, mulțumesc tot tuturor pentru susținere, mulțumesc tuturor, mamă ce e aici, pentru toate urările frumoase, ziceți salut, ziceți salut, și mai aici, mai aici, un ziceți salut YouTube. Ok, băi, mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea acordată în ultima vreme și exact ce zice, dau de vezi 4K, nu bagă hateri în seamă, corect, vă mulțumesc mult, mult, mult de tot pentru leader. Pentru lită, doamne, pentru susținerea acordată, o să ne dăm lider imediat. Totodată, mamă, ce e aici, vai de mine. Deci e spam mare de tot. Daniel, deocamdată, este afecat puțin. Mi-a spus, scuză-mă, că 2-3 minute sau ceva de genul. Da, un pod, da, lider. Ok. Ne-am întors la admin 4 după... Câte zi? După, deci am luat admin down în ianuarie, suntem în mai, m-am întors, ne-am întors la admin 4, se pare că ursul mă înjură, ursule. Aoleu. Ne-am întors, acum sperăm să nu mai luăm down ca data trecută, o să încerc. Făceam treaba la fel ca și până acum, iar deodată, acum, din momentul în care s-a deschis acest formular în care colegii, toți colegii admin de nivel 1-5 votau despre mine, dintr-o dată totul s-a dus în jos și sunt sancționat cu admin down. În condițiile în care s-au punctat niște greșeli minuscule, mici, încă o dată. Pentru cei care nu prea știți pe aici, eu sunt admin pe Bizon de 4 ani de zile, aproape 4 ani de zile. Urmează să fac în decembrie. Admin down niciodată nu s-a dat pe aici pentru greșeli mici din asta, pentru o scăpare de interdicție, pentru un pro la o listă de lideri și pentru faptul că e supravegheat helperii și cică făceam ore, că nici măcar cineva nu m-a verificat Dar să nu se vadă dă dacă pentru fac chestii ore, grave, dacă... pentru abuzuri. Au fost admin pe server care au făcut abuz, au făcut afaceri, au încercat să facă afaceri sau alte asemenea, au fost sancționați cu admin down. Au fost admin pe server care au dat banuri aiurea, gen, dădeau banuri nerespectând regulamentul. Au fost admin pe server care făceau chestii mult mai grave, care încălcau regulamentul serverului și au fost sancționați cu admin down. Nimic cu absolut nimeni din conducere. Este un joc virtual până la urmă. Este un joc. Toate chestiile astea au fost făcute pe un joc. Nu trebuie să ne supărăm, nu trebuie să ne enervăm pe nimeni. Eu am făcut comentariile strict referitor la un joc. Dacă mă întâlnesc cu orice persoană din conducere în viața reală, nu am nimic cu ea și pentru că este un joc. Chestiile au fost făcute pe un joc virtual și mi se pare o prostie să te enervezi, să ții ură pe cineva pentru un joc virtual. Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Dacă m-ați urmărit până în acest moment cu videoclipuri, cum v-am rugat să o faceți la început de videoclip, apoi știu cum arată buletul ăsta, ați văzut anumite chestii pe care eu vi le-am prezentat. Din păcate, nu pot să vă prezint momentul în care am primit admin down, din păcate, nu pot să vă prezint absolut nimic din momentul în care am luat admin down, pentru că, potrivit regulamentului și potrivit normelor, atunci când cineva e admin down, trebuie să lași cu funcția o zi ca să-și ia rămas bun de la colegi. Îl întreb dacă vrea helper, în cazul în care vrea helper, îi lași helper, în cazul în care nu-i dai nimic. Ok, cum a fost întrebați numeroși admin în trecut. Bineînțeles că eu nu am fost absolut deloc înființat de admin down, doar m-am trezit fără admin down, voi mi-a spus pe Facebook. Bineînțeles că helper nu m-a întrebat absolut nimeni, bineînțeles că nu mi s-a lăsat timp să-mi iau la revedere de la colegi. Bineînțeles că de ce să mi se lase mie tocmai, mă rog, chiar dacă așa este norma, de ce să mi se lase mie? Înainte de a trece la episod și la ceea ce vom face noi, vreau să vă spun clar, seria de Sam nu se oprește aici. Faptul că am luat remove la admin nu va opri absolut deloc seria de Sam, filmările de pe conturile voastre sau alte asemenea, pentru că mare parte ca admin eu nu filmam împreună cu voi, doar anumite, nu știu, reporturi sau, mă rog, nu filmam ceva foarte concret de la admin. Prin urmare, seria va continua, seria de Sam nu se va opri, încă o dată repet, conturile voastre în continuare vor fi pentru filmat dacă doriți să-mi dați, deci totul este în regulă. Acum hai să revenim puțin. Am încheiat ultima frază. Nu mă las de YouTube, totul rămâne perfect la normal. Am încheiat ultimul, mă rog, clip înainte de a începe partea de astăzi, partea episodului în sine, cu că mulți admini au făcut afaceri ilegale. Hai să vă iau un pic și să vă spun acum, pentru că acum nu mai mă leagă absolut nimic de Bizon, poate doar anumite norme morale pentru unii dintre
admin din conducere, poate pentru Bobo, poate pentru Kelton, pentru Bobo sigur, pentru Kelton sigur, pentru că cu ei am stat. Însă vreau să vă spun că în momentul în care s-a făcut fuziunea cu RPG 1 și ceea ce urmează să vă spun eu acum sunt informații verificate și aprobate de către un admin nivel 6, curent sau fost. Nu vă spun care este acesta, dacă e scripter, dacă nu e scripter, de pe ce server este, RPG2, RPG1, Supervisor, scripter, host, provider sau orice altceva. Însă ceea ce urmează să vă spun sunt informații aprobate și verificate de un fost admin 6. În momentul în care s-a făcut fuziunea aici pe Bizon și încă ce vreau să vă rog să încercați să judecați ceea ce urmează să vă spun eu acum cât se poate de obiectiv, chiar dacă mă placi. Chiar dacă nu mă placi, chiar dacă ești fan, chiar dacă ești hater, chiar dacă ești orice vrei tu pe acest canal, ce te-a dus pe acest canal aici, te-aș ruga să judeci în mod obiectiv ceea ce urmează să spun, indiferent dacă mă placi sau nu mă placi. Mulțumesc! În momentul în care s-a făcut fuziunea cu RPG 1 aici, foarte mulți de pe RPG 3 au renunțat. De ce? Pentru că în momentul de față conducerea RPG 1 comparativ cu cea de pe RPG 3 este una mult mai slab organizată decât cea de pe RPG 3. După cum ați văzut în videoclipurile anterioare, pe RPG 3, să vă spun, dacă un admin, spre exemplu, habar n-am de ce am luat remove, nu știu de ce am luat remove pentru că nu m-a științat absolut nimeni sub nicio formă. Nu pot să văd de ce am luat remove, prin urmare motivul nu știu de ce am luat remove, în fine. Probabil pentru activitate slabă, mă gândesc eu. Acum, în ultima lună am avut inactivitate 7-8 zile. V-am spus că când am făcut videoclipul de admin down, v-am spus că un admin de nivel 4 la fosta statistică, prieten cu supervisorul sau mă rog în grupul lor care vorbesc, care se discută unii, mă rog, prietenilor, amici, mă rog, vorbesc mai mult pe Discord pentru că i-am văzut pe Discord mai tot timpul. Admin de nivel 4 în momentul respectiv avusese o activitate deplorabilă, banuri către 0, ore jucate foarte puține pe lună, sub 15-20, dacă nu mă înșel oricum, ore sub o oră pe zi avea clar. Iar la statistică, acesta era Cheater Steam Manager și cred că încă este, nu m-am uitat. Acesta la statistică, deși nu a avut reporturi, nu a avut banuri, nu a avut reporturi de cheats, nu a avut banuri de AIM, nu a avut reclamații, cred că, da, reclamația a răspuns, de ce să zic. Nu a avut absolut nimic, nu a avut remuteuri, nu a avut reporturi pentru stack, nu a avut absolut nimic, la statistică a fost cotat cu o activitate foarte bună. Puteți să vă uitați videoclipul cu admin down. În condițiile în care nu făcuse absolut nimic, încă o dată, nu am nimic absolut cu nimeni. Puteați fi orice admin, însă noi vorbim acum concret din ceea ce s-a întâmplat. A fost cotat cu o activitate foarte bună. Eu cu o activitate considerabilă mai bună față de a lui am fost cotat cu admin down. Adică cât de evident să fie, cât de evident. Ok, zilele trecute dădusem ban unui jucător de nivel 1 care își făcea conturi multiple, dădusem ban continuu pentru Fly. Pe RPG 3 noi am fost învățați și bineînțeles de către supervisor, de către Daniel, că trebuie să banezi 3 conturi pentru a putea bana cel de-al patrulea cont al aceleași persoane care își face cont de nivel 1 continuu cu ban IP. Banez 3 conturi, după un admin 4 mă strică, ce faci, păi ce faci, de ce îl banez continuu, ce e asta, adică că abuzam sau că încercam să fac puncte la admin. Și bineînțeles că s-a luat de mine, bineînțeles nejustificat, i-am spus că așa am fost învățați pe RPG 3, a tăcut din gură. Vreau să vă spun cu altă, vreau să vă spun că de când am luat admin down până acum, orice făceam, recom pe cineva, faptul că am deschis, atenție, am deschis un report cu AR, adică am deschis un report, o conversație pe report. Să vorbesc cu jucătorul despre o posibilă problemă a lui, mi s-a atras atenția că trebuia să dau CR, că de ce am deschis cu AR, că fac cu un punct 80 mai mult la statistică decât în mod normal, că pe report CR primești 0.20, pe report cu AR primești 2.0. Regulamentul spune și permite că atunci când este mai mult de vorbit să deschizi cu AR ca să explici mai multe jucători sau ca să conversezi cu el. Eu am fost sancționat, mă rog, tras la răspundere de ce am dat AR când puteam să dau CR, fraude statistica? Asta este un fapt real care mi s-a întâmplat în ultimul timp. Ok, să zicem că nu e chiar atât de evident și că cu mine nu are absolut nimeni nimic. Ok, nu că a spune că ar avea cineva cu mine, însă dacă v-ați uitat voi bine pe staff admins RPG 1, cei care au venit de pe RPG 3 fie și-au dat demisia sau... S-a întâmplat
ca cei care stă pe RPG3, exemplu aici Alessio, un admin 3, care are admin 3 săracul de un an, îl știu eu care are admin 3 de un an și ceva. Deci n-a fost promovat pe RPG1, de una, mă rog. Tot timpul la statistică spune mai încearcă sau mai încă nu ai acumulat suficientă experiență. Alessio fiind admin de, 3, de un an și ceva de zile. Adminii de pe RPG3 sunt ținuți în continuare într-o promovare foarte, foarte, foarte întârziată. Ok, să zicem că nu e evident. Să zicem, ok, Swift, ai luat admin down pe merit pentru că ai avut o activitate slabă. Revenind, la capitolul banuri nu am avut o activitate strălucită, recunosc că mi-asum. La capitolul ore jucate am jucat cam o oră și ceva pe zi, ceea ce este nu bine, ci acceptabil. În general, Sartor, supervisorul, a cerut undeva la 2 ore pe zi. Însă am avut inactivitate 7 zile, atenție, în care n-am putut, bineînțeles, să fac ore. Ok, să zicem că, ok, Swift, n-ai avut timp, dar ai anunțat și tu pe cineva că, nu știu, n-ai avut timp sau ceva? Da, am anunțat. Și hai să vedem acum pe ecran ce am scris eu lui Sartor cu câteva zile înainte de statistică, când el mi-a spus că am suficient timp la dispoziție să-mi îmbunătățesc activitatea. În mod normal, când un admin nu se descurcă pe o anumită parte, în mod normal și firesc și potrivit normelor, îi se dă altceva de făcut ca să compenseze activitatea. Ceea ce am cerut lui Sartor, bineînțeles, a spus că mai am timp și a statistica a venit și am luat remove. Hai să mai devreme că e admin down. Am luat remove. Acum o să ziceți, da, Swift, dar tu ești singurul care de ce să ceri. Alessio, admin de nivel 3, momentul de față, excelează pe toate celelalte capitole, reporturi, cheateri, reporturi de cheat, pe toate celelalte capitole. Însă Alessio, de când este el admin, a avut o problemă mare cu filmatul. Nu putea să filmeze dovezi mai lungi sau ceva de genul ăsta, pentru că avea un calculator foarte slab. Foarte bine, nu am înțeles, dar problema asta era de pe RPG 3 la el. Nu a avut banuri aproape deloc pentru aimbot. Deci aproape zero, pe banul de input era zero, care valorează foarte, foarte mult astea. I s-a dat altceva de făcut, i s-a dat să fie special events organizer ca să compenseze activitatea și ca să poată să fie promovat ulterior. Aici, în cazul meu, bineînțeles că nu s-a putut da altceva deși am cerut, pentru că, nu știu, probabil s-a urmărit să primesc eu admin remove cât mai repede. Ok, hai să vedem un pic ce am scris eu lui Sartor, ca să nu spuneți că minci și că bat câmpii, să vedem și părerea voastră. Bun, acum că ați văzut până acum ce s-a discutat și v-am și acreditat cu această mică conversație, intenția mea a fost să îmbunătățesc, activitatea, v-am spus de niște afaceri legale la început de clip. Ei bine, admini de nivel 5 plus aici pe RPG 1 au făcut afaceri, nu spun cine, deci nu dau nume, deși știu, nu dau nume pentru că nu este frumos. Admin de nivel 5 plus a făcut afaceri ilegale și a fost sancționat cu admin down. Nu, admin 4 plus a fost atunci, adică era admin 4 atunci. Și a fost sancționat cu admin down pentru afaceri ilegale, atenție. Care, pentru afaceri ilegale, se primește remove, fără nici o discuție. El a fost sancționat doar cu admin down. Să o problemă este atunci când admin de nivel 5 plus fac afaceri ilegale sau au făcut în trecut, ei încă sunt în funcție și nimeni nu zice absolut nimic. Totul este așa, plen, nimeni nu se bagă, nimeni nu știe, nimeni nu ia atitudine. Din ce motive probabil vă întrebați? V-am spus, astea sunt acreditate de un fost admin 6 de pe RPG 1, 2, 3, 4, nu spun ce, pentru că nu are importanță în acest moment. De ce s-a trecut cu vederea? Sincer să vă spun, nu știu. Că i-a fost prieten, nu știu, cuiva, că nu știu ce, că nu știu cum, ok. Și o să ziceți voi acum, băi Swift, dar dacă era așa cum zici tu, Kelton, care este general manager aici pe Bizon, nu lua și la atitudine cu ceva, nu zicea și el ceva. Ei bine, la fel, tot de la un admin de nivel 6, unul dintre ei, RPG 1, 2, 3, 4, fost sau curent, v-am spus, nu contează, Kelton ultimul... În ultima vreme, la fel, nu a putut să se implice cum trebuie sau cum se implica el acum 3-4 ani pe RPG 3, când era un număr mai puțin de jucători, când erau mai puține servere și așa mai departe. E perfect de înțeles treaba asta, e perfect normal că na, omul are o, viața lui personală, e căsătorit, adică are viața lui, e perfect normal. Însă ar trebui ca cei care sunt puși în funcția de conducere pe RPG-uri să știe
cum să aplaneze situația, să știe cum să ia deciziile cele mai bune. Și acum spui, păi decizii cele mai bune, Swift, păi da, tu vrei, da, ai luat admin remove acum și ce spui, că nu ai luat pe merit? Admin removal în momentul ăsta, da, l-am luat pe merit și nu l-am luat pe merit. V-am spus, la un anumite capitole eram în primii, la alte capitole nu eram în primii. Putea fi discutabil aici, însă ceea ce nu-mi place este modalitatea cum am fost eliminat. 1. Nimeni nu m-a anunțat de ce voi lua admin down, cum este normal să se facă și cum este regulamentar să se facă. 2. Nu m-a lăsat nimeni o zi să mi-au rămas bun de la colegi, cum este procedura de ani de zile pe Bizon. 3. Nu mi-a comunicat nimeni pe Discord, WhatsApp, pe Discord, pe absolut nimic decizia. Ceea ce nu m-a întrebat nimeni de helper, bine, asta să fie suplimentară. Însă, vedeți și voi, le puneți în balanț. De ce? Tocmai mie mi s-a întâmplat treaba asta, dintre toți adminii de pe server. Ați văzut tot parcursul meu și am fost alături de Bizon timp de 5 ani de zile, dintre care aproape 4 ani de admin, făceam 4 ani în 2 luni. De admin, că am fost promovat pe 1 decembrie, după cum ați văzut și voi în minutele de mai devreme. 4 ani de admin, în care admin down-ul acela anterior, m-am spus că a fost dat total pe nedrept. Acum, activitatea mea a fost oarecum decentă, nu cea mai bună, v-am spus, nu bună. A fost o activitate destul de slabă către medie, însă am anunțat chestia asta și mă doare faptul că mă deranjează faptul că, în mod normal, un admin, când nu, v-am spus, când pe o parte nu este, nu știu, n-are timp, nu așa, îi se aduce la cunoștință. Bă, vezi că ar trebui să-ți îmbunătățești activitatea. Am chestia asta de făcut, hai să-ți dau să fac, sau alte asemenea. Ignoranța cu care am fost tratat și totala neimplicare și nebăgare de seamă din partea unui supervisor, din partea unei conduceri, care are un admin de atâta timp. Băi, ce se întâmplă cu tine? E ok, ai o perioadă mai așa, îți dăm ceva de făcut în plus ca să mai compenseze, așa, nu. Totul a fost ignoranță completă doar pentru ca la statistică să poată spune n-ai făcut aia, n-ai făcut aia, ori atâta, remove. Încă o dată, nu mă deranjează foarte mult chestia asta, cât faptul că aici nu suntem tratați toți egali pe RPG1, aici mă refer cei din staff. Dovada, v-am spus și mai devreme și în episodul cu admin down, că admin 4 cu activitate deosebit de proastă, mai slabă decât a mea, mult mai slabă decât a mea, care ce-i drept, era Cheater Steam Manager, adică putea să ofere păreri și pe Cheater Steam, însă doar Cheater Steam-ul i-a dat o activitate foarte bună acestuia, când pe toate celelalte capitole acesta era cu activitate deosebit de slabă. Mai e nevoie de ceva, de o explicație, mai e nevoie de alte dovezi că toți nu suntem tratați cu egalitate aici pe RPG1. Și acum o să spuneți, păi și până acum Swift, de ce ne-ai zis toate chestiile astea? Pe RPG3 eram egal toți tratați și în momentul în care un admin nu putea să facă ceva, îi se dădea altceva în plus ca să compenseze. Ba chiar supervisorul, care, mă rog, își dădea interesul pe atunci, anume Daniel, întreba, băi, ce ai pățit de nu... avea activitate, sau ce se întâmplă cu tine, vezi că s-ar putea să riști, să fii sancționat statistică. Și ziceam, băi, hai dăm ceva de făcut în plus, că pe partea de codați nu mă pricep bine. Și primeam special events organizer, primeam, nu știu, să fac evenimentul Deagle Master, primeam să fac multe altele care la statistică compensau, cum s-a întâmplat și în cazul lui Alessio, care nu putea filma absolut nicio dovadă pentru aimbot, pentru că avea o problemă cu calculatorul. E perfect de înțeles. Însă, în momentul de față, vedeți și voi care este situația. Seria de Samp nu se va încheia aici. Încă o dată spun, seria de Sam va continua mai departe. Noi vom fi în continuare aici. În momentul de față, astea sunt condițiile. Încă o dată, nu mă deranjează, nu o să comentez acum. Nu am o listă pregătită cu de ce nu meritam acest admin remove, pentru că probabil îl meritam, probabil, nu v-am spus, împărțeală aici. Sunt destul de împărțite aici ideile. Ce mă deranjează, cum a fost pusă problema, deranjează că aici nu suntem toți tratați egal și nu am fost pe RPG1 niciodată tratați toți în mod egal aici în staff. Vă recomand vouă jucătorilor, dacă visați să deveniți aici pe server helper, admin, să vă luați gândul de la chestia asta, pentru că nu este nimica wow și s-ar putea sau nu să fiți tratați cu mai puțină egalitate sau cu mai multă egalitate. Vă spun sigur că nu o să fiți tratați egal cu ceilalți care sunt amici, cunoștințe, prieteni ale conducerii, prin foarte multe alte aspecte. Să nu mai spunem de lipsa de profesionalism din partea conducerii, care își permite să
nu știu, să vorbească la ședințe sau la instructaje staff cu, băi, în aia mea, băi, futul, ai în fă aia, și cu astfel de cuvinte care, bineînțeles, nu inspiră absolut de profesionalism, și să-ți bagi în măsa și în tasul adminului de față cu toți ceilalți admini de pe server. Chiar dacă tu ești prieten cu adminul respectiv, da, de față cu toți adminii de pe server să faci chestia asta, mi se pare o lipsă de profesionalism foarte, foarte mare din partea lor. Ce, pe cine am jurat, la ce ședință, v-am spus, nu contează. Puteți să mă credeți, puteți să o luați de bună, puteți să nu mă credeți, poate unul să spună nu este așa, poate unul să spună este așa, însă eu vă garantez că așa este. Aici, poate vă întrebați, de cine ai spus chestiile astea până acum și cine a ridicat o mână? Păi, nu am spus chestiile astea pentru că nu am vrut să deranjez, pentru că încă eram admin și aveam nevoie pentru voi, în primul rând, să fiu admin ca să vedeți conținut de calitate, să vedeți ceva nou, și chiar dacă spuneai ceva, nu aveai cu cine, pentru că și la adminul trecut, când am încercat să dovedesc că eu meritam, nu meritam acel admin down, nu am avut cu cine discuta sub nicio formă. Kelton, fiind un pic nu tocmai în temă cu discuția, a luat de bună ceea ce a spus supervisorul și tot așa, și n-am avut cu cine să vorbesc și a văzut și voi rezultatul. În momentul de față, vă mulțumesc tuturor pentru toată susținerea voastră de până acum, până în momentul de față, pentru toate cuvintele frumoase pe care mi le-ați spus. Seria de SAM va continua. Astea sunt condițiile în momentul de față. Sunt admin pe Bizon de 4 ani și nu am nici un... Am fost, mă rog, am admin pe Bizon. Nu am nici un motiv, interes să vă mint. Nu visați la admin pe acest server, cel puțin pe RPG 1 în momentul de față, pe RPG 3 înainte da, însă de când s-a făcut fuziunea s-a stricat absolut de tot conducerea. Adminii de nivel, adminii de pe RPG 3, v-am spus, nu sunt tratați la fel cu cei de pe RPG 1, vă pot confirma, fiecare admin de nivel 3 în parte, fiecare admin de pe 3 în parte, și nu e nimic ca wow dacă sunteți admin aici, pentru că ca să ai o activitate bună aici trebuie să ai foarte multe banuri și pentru aimbot, și pentru normal, și pentru nu știu câte reporturi, și să fii pe verde cu absolut tot, pentru că dacă nu riști admin down, dacă nu ești așa. Acum o spuneți, păi Suif, nu te-a anunțat nimeni de la început că trebuie să ai, nu știu, 300 de banuri pe lună? În momentul în care ne-am cunoscut pe RPG 1 cu supervisorul, ne-a spus banuri, să vă că te implici. Punct. Și ulterior admin down pentru că n-am făcut nimic. În fine, aveți grijă de voi. Eu am să vă las acum, urmează să filmăm și de pe conturile voastre și de pe contul meu. Se pare că totul a luat un sfârșit, adică toate au un început și un sfârșit. Sincer, poate, cred că mi-ar părea oarecum bine că s-a întâmplat chestia asta, pentru că ușor, ușor putem trece la altceva, nu neapărat la SAM, ci la ceea ce voi face eu la facultate, la televiziune, la nu știu ce. Ușor, ușor se va transforma totul, iar acest admin, sincer, mă ocupa foarte mult timp. Sincer, nu mai aveam timp să mă implic, pentru că nu mai aveam nici starea necesară, nici dorința, nici absolut nimic ca să mă implic din nou la funcția de admin, cum o făceam odinioară. Nu contest că acest admin remove ar fi dat pe nedrept sau ar fi dat corect, însă modul în care am fost tratat, cel puțin eu și colegii mei de pe RPG 3 aici pe RPG 1, nu mi s-a părut deloc frumos. Bineînțeles că o să fac acum un episod nou în care probabil Sartor sau probabil cineva care face YouTube aici, admin pe Bizon, o să zică că nu e adevărat ceea ce am spus eu și că, nu știu, am fost favorizat și că orice altceva, că am fost tratat în mod egal. Voi aveți libertatea să credeți pe cine doriți voi, aveți libertatea să vă încredeți în cine doriți voi, însă cred că ne știm de prea mult timp ca să îmi puteți spune că nu spun adevărul, și știți foarte bine că spun adevărul. Altceva nu am de spus. Ca să nu mai spunem că unii care în trecut erau foarte umili, foarte ok, pe lângă mine, să zicem așa, când am luat admin remove, acum au bătut din palme pe statistică și au bătut din palme pe live. Ca să vă faceți o idee, aici nu există foarte multă colegialitate, decât dacă te înțelegi foarte bine cu colectivul care se înțelege cu conducerea serverului, pentru că conducerea serverului, mă refer aici la admin de nivel 5+. Pentru că dacă nu ești în colectivul lor, cu siguranță nu vei fi tratat ca cei din colectiv. Deci nu există egalitate. Și încă o dată, o conducere care a făcut afaceri ilegale și încă este în conducere, încă sunt în conducere persoanele care au făcut afaceri ilegale, vânzări de conturi și alte asemenea pe server.
Aveți grijă de voi, sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Încheiem episodul prin a spune că nu am nimic cu absolut nimeni din conducere. Este un joc virtual până la urmă, este un joc. Toate chestiile astea au fost făcute pe un joc, nu trebuie să ne supărăm, nu trebuie să ne enervăm pe nimeni. Eu am făcut comentariile strict referitor la un joc. Dacă mă întâlnesc cu orice persoană din conducere în viața reală, nu am nimic cu ea, și pentru că este un joc, chestiile au fost făcute pe un joc virtual și mi se pare o prostie să te enervezi, să ții ură pe cineva pentru un joc virtual. Aveți grijă de voi, stay close, bye!